Shell în viață poți alege. Mă pot angaja și muncesc pe 1500 RON. Siguranță maximă, perioadă nedeterminată. Copilul mănâncă, soția mănâncă, cățelul mănâncă, eu sunt liniștit. Fac niște lucruri aproape standard în fiecare zi, nu risc mai nimic, that's the classic shit. Și mai ai riscul. Bă, nu mă angajez, am 5 lei și o să încerc să vând limonadă din ei. Da? Nu mă duc acasă să-mi iau ciocolată. Știi că am discutat la telefon înainte să faci acel vlog, da? Nu mă duc acasă să-mi iau o ciocolată, să-mi parc cu soția la un serial și să mă culc și mâine să mă duc iar la birou. Am două șanse. Din aia 5 lei să fac 100 de lei și deja să mă bucur și poate fac din 100, 300, 400. Sau să pierd toți banii și să mă duc acasă la nevastă și să-i spun: nevastă, am pierdut banii, dar am riscat să încerc să fim șmecheri. Ce facem că n-avem ce mânca? În viață ai două drumuri. Vrei să-l alegi pe la standard, alege-l, dar nu te mira de ce nu apare un brand scump în viața ta sau o mașină scumpă pentru că așa ți-ai dorit. Ai ales siguranța, n-ai riscat. Sau alege riscul, be a businessman, fie antreprenor, dar trebuie să-ți țuțuie un pic. Așa e, da. Înțelegi? Eu și în ziua de astăzi, Shelly, am momente când pun capul pe pernă seara și spun în felul următor: Doamne, ce o să fie mâine?